Tema aceasta pe care am ales-o fratele Julian este foarte actuală, deci foarte veche, dar foarte actuală. Și spun de ce. În primul rând, pentru că aceste metode terapeutice pe care le-am propus să vorbim, în ultima vreme, au început să fie tot mai contestate și mai atacate în presa, așa se spune, nemedicală, dar și în presa medicală. Acum, două săptămâni, trei senatori la USR au propus o lege care a ridicat fericirea prin care homeopatia au trebuit să din categoria naturale, așa, să fie încă nu scoasă din arsenalul terapeutic, dar să se fie pe cutia medicamente homeopate ceva ca pe țigări. Acest medicament nu are niciun efect asupra sănătății. Deci, o metodă de a distruge reputația femeii homeopatic, care e veche de 200 de ani. Această metodă a avut 200 de ani înainte de metoda clasică care a spital, cu medicamente chimice. Și apar mai multe cărți și în legătură cu fitoterapia, cu tratamentul prin plante, în doză ponderală, așa cum au fost prin știința preluată la popor. Deci este clar o luptă între aceste metode. Nu vorbim de substratul care este în această luptă. Probabil că este nu de natură economică și nu de natură științifică, dar e bine să ne luminăm noi ca să nu cădem într-o campană. Avantaje și dezavantaje au toate metodele, și cele cu medicamente chimice și cele alternative, cu remedii naturale, dar nu să conversiască și să își capete indicația de lecție în fiecare metodă, iată că ce să fie contestate și din asta va condamna în viață. Ei bine, sute, mii de ani, dacă s-o vorbim de la Ecclesiastes, mii de ani, acolo e o versetă unde spune leacurile omului sunt din pământ și omul înțeleg nu se va scrie. Acolo apare prima mențiune a plantelor, a vermenilor din plante, a plantelor ca mijloace de tratament. A fost un istoric al medicinei la Cluj, un om renumit Bogova, care a spus așa, că terapiile naturale sunt ca apele casice. Se ascund o vreme pentru a ieși mai bogat la suprafață. Cam asta s-a întâmplat cu fitoterapia sau tratamentul cu plante sau cu extracte de plante. Puțin înainte de anul 1900, știința chimiei a reușit să sintetizeze primul medicament chimic, care se cheamă aspirin. Acesta a fost începutul chimiei de sinteză în medicină. Foarte repede a progresat această știință, pe care noi nu o contestăm, pentru că ea a făcut și mult bine de-a lungul secolului. Au portat antibiotice, au portat inflamatoare, iau durerea, au avut mai târziu încă și altele antispastice, au avut mai târziu și antinucleazice, dar cu cât a trecut nu mai mult, s-au dovedit și limitele acestei metode. În sensul că reacția adversă sunt atât de mare, încât de multe ori fac imposibilă folosirea. Există o statistică pe site-urile americane care arată că
doctorii, așa, cu conștiință de persoană și evită, cât și bolnavii caută soluții. Și bolnavii nu pot fi interiorați să caute soluții, pentru că este în joc starea de sănătate. Și de aceea, vorbele profesorului Coroga s-au împlinit. La ora actuală, fitoterapia se dezvoltă vertiginos. Mai cu seama că există și metode de analiză foarte performante și pot fi dosate principii active care acum 50 de ani nu se puteau lăsa. Pe de altă parte, avantajul de nouă reacție diverse, pe altă parte, avantajul sunt foarte accesibile, avantajul că sunt mai ieftine. Fac ca formatii, în spontan, să caute o metodă blândă fără reacție. Eu, când am deschis cabinetul actual, acum 25 de ani, am făcut o statistică în cabinet și am întrebat pe fiecare bolnav care este motivația pentru care a venit la un cabinet de terapie blânde alternative. 90% din ei mi-au spus că ori din cauza că metoda medicinii oficiale nu a avut efect, ori din cauza că au efecte secundare atât de mari în medicamente, cât n-am mai putut să le iau. Lipsă de efect există și în medicina naturistă. Nu există însă efecte secundare. Doar 10% din populația care a intrat în cabinet, am făcut o statistică de câți oameni, doar 10% veneau pe prima la cabinet de medicină naturistă, a început cu convingerea să nu-și poveze corpul cu medicamente clinice. Restul 90% au venit cu telefon. Cam acesta este nivelul de accesibilitate cu cabinetul de medicină naturistă în România, unde sunt puține cabinete de genul acesta. Acum s-a mai auzit ceva în ultimii 20 de ani. Dar în Franța, de exemplu, sunt 5.000 de doctori care practică. Principiul etic, altfel, este că în fața unui bolnav, prima dată îl abordează prin remedii homeopate sau fitoterapice și numai dacă nu se vindecă, trece la medicamente clinice. Ei bine, cred că până ajungem noi la gândirea aceasta în practica medicală, va mai curge ceva pe demorța. Pentru că în România încă se practică o polipragmasie foarte mare. Polipragmasie înseamnă consum abuziv de medicamente. Fitoterapia, una din științele acestea alternative, folosește plante din flora spontană sau cultivată. Le folosește ca atare, sub forma unor pulverize care se pun în capsule, sau le folosește ca extracte în apă, în apă și alcool, în vin, în oțet, în ulei de calitate, așa, și se bazează în principal pe tradițiile etnoiatrice, numim noi, ale unui folclor medical. Păstrătoare de aceste tradiții sunt în special mănăstirile din partea ortodoxă a României. Ei bine, care este avantajul, ca să vorbim la titlul, avantajul acestei metode? În primul rând, nu are reacția adversă. În al doilea rând, materia primă a medicamentelor medicinale este foarte accesibilă, sunt peste tot, vorbim ca și pe ele și nu știu de ce popoară ca așa, pe marginea lumii. După aceea, prelucrarea lor este facilă. Se face într-un laborator cu o aparatură puțină, nu este nevoie de aparatură multă și sofisticată pentru asta. Pot fi folosite și de femeile însărcinate, fără riscuri pentru
Tot mai mult
tot mai mult și tot mai mult. Și, mă, sigur, datorită reacțiilor adversele medicamentelor clinice sau datorită conștiinței medicale crescute a unui pacient care nu mai vrea să fie poluat de medicamente clinice. Acest război am încercat să ducă și cu seriștii de astăzi. Au încercat și alte țări să facă asta, n-au reușit, ca și aici. Au adus niște argumente ușoare, politice, mai mult, profesionale, așa, încercând să blocheze metoda. Cu cât mai puțină lume are ocazia să acceseze mediile naturiste, cu atât mai multă lume va accesa pe cele chimice. Și, sigur că aici se duce lupta. S-au scris cărți întregi împotriva acestor metode, sperând că lumea se va duce tot mai puțin. Au invocat sfinți din puterea Amos, le-au inventat fraze, au fost singura lor care nu sunt, n-au fost adevărate niciodată. S-au tradus unele și în românești. Și așa mai departe. De fapt, în realitate, există un ideal terapeutic pentru fiecare pacient și ar fi ca și pentru fiecare medic. Sunt unele clinici nume, dar puține, și în România nu e niciuna care să aibă o astfel de idee de practică, în care medicul se specializează în domenii diagnostice în curse, dar învață toate metodele de tratament care există în lume și o aplică pe fiecare, de boala pe care o are bolnavul, în funcție de forma clinică particulară, în funcție de stadiul de evoluție a bolii și de susceptibilitatea bolnavului de a răspunde la o metodă sau altă. Pentru că există și această realitate biologică pe care medicii mai bătrâni au constatat-o, căutându-o sau necăutându-o, dar te lovești în cazuri, sunt oameni a căror reactivitate biologică este astfel construită, ei răspund numai la virința infinitesimală, sau răspund numai la plan, sau răspund numai la medicamentii. Și un doctor care le cunoaște pe toate, numărul global de bolnavi care reușește să ajute este mult mai mare. Ca să vă dau un exemplu, un gastroenterolog care are specialitate în gustă, de boli pe care se ocupă, ca un internist, așa. El, dacă are de-a face în fața lui cu un cancer, asta cel mai bine se rezolvă cu fitoterapia. Dacă are de-a face cu o colică abdominală, se poate rezolva cu acupunctură. Dacă are de-a face cu un cancer perforat, se rezolvă numai cu chirurgia. Dacă are de-a face cu o infecție microbiană, ectopolită cu celor hemoragii infectate cu germen microbian, se rezolvă cu un antibiotic. Și așa mai departe. Asta dovedește odată în plus că metodele în interesul omului nu trebuie să se certe, ci trebuie să conlucreze și medicul să aplice pe cea care se potrivește cel mai mult modabil din fața lui. În teren, ca să spun așa, această practică nu există. Nu există încă niște doctori pregătiți în toate metodele terapeutice ca să poată să abordeze bolnavul diferențial. De-a lungul timpului au apărut și alte subspecialități. A apărut în Franța, de exemplu, o metodă numită silvaterapie. Sanatorii plasate în păduri seculare, unde cercetările arată că pe un metru cub de aer dintr-o pădure de conifere există mai puțin microbi decât în cea mai performantă sală de operație, se sterilizează aerul cu metode fizice. Și acolo, ca tratamente, se folosește aerul, se folosește apa, se folosește seva arborilor, se folosește
proces, nu înțeles în proces, creierile cu o pace orientată se poate face în creierile, să folosesc flora din pădure, care este specifică, să folosesc, să folosesc hrana pădurii, fructele pădurii și fructele care au cea mai mică poluare pentru ce crește pe planetă, așa? Și așa mai departe. Am mai avut o disciplină numită mineralterapie, în viața funcționată, unde se folosesc diferite clase de, și asocieri de minerale, fie în concentrație mai mare, fie în diluții mici și ele, de unde le cauți, așa? După aceea, se tot răgește lucrul acesta. Acupunctura s-a diferențiat și ea foarte mult în auriculă de acupunctură, în rinoacupunctură, pentru că s-a descoperit prin metode empirice observaționale, că nu numai corpul întreg are o anumită hartă de stimulare sau de intuiție a centrului de ea, ci și organele corpului au la unui urechea de centrală hartă, zei de multe răspunsuri particulare sau cu pasa nasală și așa mai departe. Apoi, terapia florală Bach, care este o invenție a secolului 19 și așa mai departe. De fapt, la noi în țară, practic, se întâmplă cam așa. Omul încearcă una și medicamente clinice, diferite metode de operații și așa mai departe și dacă nu merge, află el din altă 10-20 de ani că există și metodele blânde, naturiste și hai să treacă și la una din asta. Asta nu e bine întotdeauna, pentru că o boală poate să învechește mai mult, poate răspunde mai greu la terapie alternative. Pentru că terapia alternativă se bazează mult pe reactivitatea corpului. Iar reactivitatea se procește dacă boala evoluează în timp. Și de aceea este bine ca bolnavul să înceapă cu terapia alternativă, terapie blândă, terapie dusă practic. Și dacă nu reușește cu asta, atunci merge la medicina oficială care folosește, e mai rapidă, mai eficientă, dar în același timp are și reacția adverse, uneori chiar de temut și e bine să fim în prudență, să nu se ia interrogat până la limita la care începe o reacție adverse. Dar aceasta este o, e o problemă de cultură medicală, problemă de nivel așa și de insulire a populației. Există, din păcate, două atitudini diferite. Medicii care fac terapii alternative nu critică, nu atacă medicina oficială, pentru că și eu au făcut o facultate de acest gen. Nu există un diagnostic particular homeopatic. Există pentru deschiderea alegerea remediului, dar bolile sunt aceleași între cuple au des. Și atunci nu-și pot contesta propria medicină. Am așa această conștiință etică că e bine să încerce prima dată prin o metodă blândă și dacă nu răspunde prin metode mai dure, nu invers. Aici este problema. Pe de altă parte, colegii doctorii care practică exclusiv medicina chimie de sinteză au deseori cuvinte critice la adresa bolnavii să nu apeleze. Asta vedem noi în practică mereu în relația bolnavului. Ei îmi povestesc ca ce pățesc și pe acolo și pe acolo. Și vedem ce se întâmplă. Iată însă că și oficialii acum încearcă așa să se limiteze
Montei. Au fost pusă cele argumente, am pus eu în reformare de un senator, ca să convingă restul senatorilor să blocheze această inițiativă. Mai sunt și alte metode alternative. Mai sunt și agricultura, mai sunt și agricultura, mai sunt niște metode de stimulare comună. Toate acestea sunt certificate cumva de cercetări științifice. Mai sunt și tratamente bioterapeutice, unde acolo apar probleme de altă natură. Dacă trece filtrul domnului și văzătorii de credință creștină ortodoxă, începem să ne îndoim. Bioenergoterapiile nu sunt atează, nici într-o parte, nici într-o parte.